Astăzi jucăm Stumble Guys, dar avem voie să atingem culorile României, roșu, galben și albastru. Acesta este un episod mai special, deoarece astăzi aniversăm împlinirea 104 ani de la Marea Unire și este ziua națională a României și vă urez la toți românii la mulți ani. Bun, deci hai să trecem la episod. Așa cum am zis, nu avem voie să atingem culorile tricolorului și să sperăm că nu va fi greu acest challenge. Înainte de toate, hai să vedem ce avem pe shop. Ok. What? Ce caută skin-ul ăsta pe shop? Se termină în 4 zile? Deci e skin legendar? De cât timp o fi? Că eu n-am mai intrat, adică, să vă zic sincer, nu prea mă joc așa de mult Stumble Guys. Aș fi văzut că am doar 12 coroane. Bine, mai am un comp pe telefon, dar nu prea am jucat așa de mult. Mă jucam acum câteva luni, când ieșeam pe afară cu prietenii mai mult și ne jucam toți, dar da, vreau să mă reapuc și să filmez. Deci, hai să luăm skin-ul acesta legendar. Ce este un Gobble Gobble, sau nu știu cum se citește. Mă, dar îmi scapă. Ce este acesta? Spuneți-mi în comentarii, că nu vine acum în minte. Ha, în fine. Un curcan sau ceva de genul, nu știu. Hai să luăm. Perfect. Da, cred că e curcan. Sau porumbel, nu știu. În fine. Hai să-l și punem. Cam așa arată. Bine, voi cred că îl știți deja, l-aveți toți. Și hai să vedem că mai avem aici un free spin. Hai să vedem cine pică din acesta. Ok. Hai să vedem. Poate ne pică și din ăsta ceva bine, că ar fi ceva. Dar na. Măcar na, a vrut. Un token, ok. Și ce mai e pe shop? Nu mai e nimic așa interesant. Văd că mai sunt oferte aici. De 2 euro cu astea. În fine, da, am luat skin-ul acesta. Nu jucăm cu Frozen Valkyrie, dar hai să jucăm cu acesta, fiindcă l-am luat acum. Și după cum am zis, n-avem voie să atingem culorile tricolorului, deci să ne ferim de roșu, galben și albastru. Și hai să vedem prima oară ce hartă ne pică. Să sperăm că o să fie o hartă decentă, în care nu o să fie prea mult din aceste culori sau să nu fie deloc, bineînțeles. Hai să vedem ce hartă pică. Ok, deci galben este, mamă, pe și albastru e peste tot, n-am cum, toamne. Ok, hai albastru închis totuși, că la culorile tricolorului nu e albastru acesta deschis. Și sper că n-am atins acolo, că uitați, na, deja am atins albastru. Toamne, nu. A, bine că acum nu am mai atins. Dar deja am atins. Mamă. Ai. Hai să nu atingem aici galben acum. Asta e toată treaba. Dar roșu vedem că n-avem. E acolo pe aia de finish. A, păi și aici cum fac, mă? Trebuie să trec prin partea asta. Ops. Nu. Doamne, deci n-am nevoie să trec pe galben ăsta. Nu. Ce-i fac, mă? No, incredibil. No. Doamne, nici nu m-am calificat din prima rundă. Nu mă jurați acolo în comentarii că... Na, m-am zis, nu prea m-am mai jucat joc acesta. Și acum vreau să mă reapuc. Și nu știu tactici cum să sar pe unele hărți. Adică să iau scurtător și așa. Nu prea știu. Dar învățăm, nu-i nici problemă. Hai să vedem acum ce hartă pică. Băi, eu am ieșit din joc? Parcă am ieșit din runda aia. Ok, hai să vedem cine pică acum. Deci am... Cred că am atins puțin albastru, dar nu e nimic în partea aia. Mă, pe aici o să ating galben 100%, că n-am cum să trec. Mă, ce? S-a blocat? S-a blocat la 3 secunde, what? Ce se întâmplă? Doamne... M-a scos, nu știu de ce, în fine, hai să intrăm din nou. Hai să vedem acum ce hartă pică, să sperăm că nu o să fie prea mult galben sau roșu sau albastru, că în harta trecută era mult galben, da, uite așa aici, de fapt aceeași. Ai, noi încercăm să evităm, dar vedem că nu se poate pe harta asta. Dacă, vreau să ajung fix pe... albul acesta. Uite aici pot. Hai că, na, aproape, în fine. Da, e cam greu de evitat, dar n-avem ce să facem.
n-avem ce-i face. Nu. Doamne. Dacă mă blocam aici. Am vrut să mă duc pe asta albă. Ce fac mă aici? Trebuie să mă duc în partea asta. Hai mai repede că nu am timp. Nu, pleacă-mă de aici. Doamne, ce caut ăsta aici? Nu, mamă, de ce am sărit? Oh. Hai mă, dacă nu mă calific nici acum, sunt chiar fraier. Pă bune zic. Ar trebui să mă calific. Să trec acum. Da, m-am calificat, perfect. Sau... Doamne... Ok, deci se pare că eu nu... Bine, am atins galben, deoarece era prea mult, n-aveam cum să evit acolo, dar... Na, am încercat pe cât mai mult posibil să evit, dar nu s-a putut. Hai, mă, facem și noi un win măcar, după atâta timp de când am mai jucat jocul ăsta. Te rog. Hai să vedem. Ok, deci pe harta asta... galben ăsta se pune ca galben? Nu cred că e galben. Hei, nici nu l-am atins, perfect. Deci ați văzut, nu l-am atins, că am urcat pe ăștia. Ăsta nu e galben, ăsta e alb, ceva de genul. Culoarea pielii, cum ar veni, nici ăsta nu se pune ca galben, cred. Sper. Uite, dar asta de era acolo la ăla în fine se punea. Uite, asta de pe ăsta roșu, galben. Ați văzut? Albastru ăsta nu cred că se pune, că e albastru mai deschis, așa, nu e albastru închis sau ceva de genul. Hai să vedem aici, ups, dar nu e albastru, e deschis, e lejer momentan. Pe harta asta nu prea a fost vreun obstacol. Am mai repede, că iar nu apuc. Ok, uite aici era roșu, la final, dar chiar dacă atingeam, era și galben. Dacă atingeam acolo era clar. Ok, hai că e bine că am trecut de prima rundă, în sfârșit. Că meciurile trecute n-am reușit să trecem. Ne-am blocat la cele mai banale lucruri, în fine. Hai să vedem acum. Ia mă, să vedem ce hartă pic acum. Doamne, nu, pe prea mult galben aici. Doamne, eu nu, na. Hai, măcar să termin, să ajung mai departe. N-am cum să evit galbenul ăsta. Uite aici pot că trec pe partea asta, dar aici cam greu. Hai că am evitat, cred, sper, momentan. Acum l-am atins, n-aveam ce să-i fac. Și pe aici încerc să-l evit. Na, e cam greu. Dar ai, măcar am încercat. Și să sperăm că mă calific. Ok, deci m-am calificat, e perfect. Hai că am trecut și de a doua rundă. În sfârșit. Hai mă, câștigăm meciul ăsta sau nu? Lăsați acolo like-uri multe în comentarii. Ăsta, lăsați acolo comentarii multe dacă credeți că o să câștig meciul ăsta și like-uri ca să-l câștig, bineînțeles. Și dacă nu v-ați abonat, să o faceți chiar acum. Deci like, subscribe și share la prietenii voștri. Harta asta e ușoară. Sperăm că ajung eu pe harta asta, ajungeam mereu primul de obicei. Dar nu prea știu scurtături și mi se pare că pe harta asta există scurtături multe și lumea le cam știe și eu nu le știu. Dar hai să nu mă lovesc, eu pe harta asta nu m-am lovit mai deloc. Cred că o singură dată în viața mea m-am lovit pe harta asta. Și asta cred că s-a întâmplat pe episodul trecut. Hai să... Perfect, hai că e bine momentan. Nu. Te rog, pleacă. Nu. Na. Nu, doamne. Pof. La o secundă, dar la de ce s-a oprit acolo? Nu înțeleg. Hai să luăm și noi gemurile astea. Ok, 50 de gemuri, perfect. Avem 90 acum. PES-ul cum se activează? Au 1200 de gemuri, ok. Cam mult, credeam și eu că e mai puțin. Ok, deci pe harta asta, uite, e roșu. Și galben. Da, oarecum e, da, e și galben. Aici pe astea, dar hai să nu ating galbenul. Nu, doamne, de ce m-am blocat acolo? Dar nu trec nici acum. Mai bine nu mai jucam meciul ăsta, pe bune zic. Cred că m-a atins galbenul acolo, dar ai, n-am ce să-i fac.
Nu, am atins și roșu. Doamne, nu. Pare rău, băi. Ce-am făcut, mă? Doamne, deci prostia mea. Am... Aoleo. Au, hai că trec. Trec, te rog. Doamne, ultimul. Ok, da, deci cam atât a fost cu acest episod. Am evitat pe cât mai mult posibil, cât am putut eu. În unele momente chiar n-aveam cum să evit, deoarece era prea mult galben și n-aveam pe unde să trec altfel. Și da, încă o dată, la mulți ani tuturor românilor și sărbători fericite, deoarece vine perioada Crăciunului. Și să spuneți ce veți face voi anul acesta de Crăciun și dacă ați împodobit bradul. Chiar sunt curios, scrieți acolo în comentarii dacă vreți să împodobiți bradul. Eu încă n-am făcut-o, deci da, să spuneți voi acolo. Și nu uitați să vă abonați, să dați un like, un share. V-am pupat, pa, pa.